știuletele de porumb. Hei, uitați-vă puțin aici, spuse furnica numărul 11. Ia priviți ce am găsit. Ce? Că-i doar un bob de porumb, zise furnica numărul 13. Și la ce-i bun? Dacă vreți, îl putem mânca. Îl tăiem în mai multe bucăți, punem niște zahăr sau sare și gata, masa e servită. Ce ziceți, îl mâncăm? Furnicile apucară repede un toporaș, dar când se despice bobul cu pricina, auziră glasul ariciului. Hei, opriți-vă o clipă, ce vreți să faceți? Ce să facem? Ia ca vrem să mâncăm bobul ăsta de porumb, îi răspunseră furnicile. Mare prostie, voi nu știți că din el puteți scoate un știulet întreg? Ia îngropați-l în pământ, udați-l, priviți-l și după ceva vreme o să vă alegeți cu un știulete cu vreo 200 de boabe pe el. 200 de boabe? Chiar așa? Chiar așa, vă dau cuvântul meu. Furnicile șușotiră între ele câteva minute bune, după care se întoarseră către arici. Ascultă, îi zise furnica numărul 11, o să-ți dăm ție bobul, ca să-l cultivi cum știi tu mai bine. Iar te s-o face un știulete din el, așa cum zici, nouă ne dai jumătate. Te învoiești? După ce cugetă un pic, ariciul răspunse. De acord. Jumătate voi, jumătate eu. Și uite așa, ariciul îngropă bobul în pământ, îl udă și îl păzi de arșiță. După un timp, se ivi un firicel verde de porumb. Curioși, locuitorii pădurii se strânseră să se uite la el. Cum era și normal, fiecare își dădu cu părere. Șoricica, de exemplu, spuse. O fi muncit ariciul din greu, dar tot va trebui să împartă boabele cu furnicile, iar ele nu l-au ajutat cu nimic. E adevărat, dar furnicile sunt cele care au găsit bobul și l-au dat. Ei, și fără bob, chiar că n-ar mai fi fost vorba de vreo știulete. Eu întoarse devenița. Cra, cra, vă spun și vă repet, cra. Chestia asta verde e doar o buruiană, așa că nu o să iasă niciun știulete, zise corbul, piazărea ca de obicei, dând din cap neîncrezător. Dar corbul se înșela. La vremea potrivită se făcu o mândrețe de știulete, cu boabe mari și aurii. Mai e nevoie să vă descriu bucuria animalelor păduri? Am putea să-l mâncăm cu lapte, spuse șoarecele negru. Nu, nu, fript e mai bun, zise broasca. Ba nu, fiert, spuse cârtița. Nici vorbă, crud e cel mai bun, îi contrazise castor. Și în vreme ce se ciorovăiau între ei, furnicile se îndeliniceau cu număratul boabelor de porumb. Până la urmă, le ieșiră 192. Strângându-le buța ariciului, se apucară să-și care către mușuroi partea lor din învoială, adică 96 de boabe. Ariciul se hotărâ să mănânce partea lui friptă și unsă cu mierea pe care o căpătase de la albine. Lucru de la sine înțeles, se încinse o petrecere de pomină la care fusese toată lumea poftită. Se aprinse focul și restul știuletelui a fost pus la fript. Și ce miros îmbietor se răspândi în toată pădurea. La
trapezeală, fu ridicată o copertină, la umbra căreia se serveau băuturi răcoritoare. Mai fă și tu o pauză, că prea te spetești muncind. Îl luă proasca pe corp peste picior, observând că păsăroiul nu se învrednicea să-i ajute cu ceva. Ce de tot învârți fără rost ca un cățel în jurul cozii? Cine eu? Păi aștept să mănânc. Sunt destule boabe de porumb. Și unde mai pui că s-a așa de fragede? Iar îndulcite cu miere sunt chiar delicioase. Răzbiți de foame, se puseră cu toții pe înfulecat. Și-ar mai fi mâncat ei, dar mai fi fost. Dar ia întrebați-vă, pe cine ar fi dorut burta după aceea? Ceea ce de altfel îi se și întâmplă cârtiței. Norocul ei că avea pe acasă conuri coapte de enupăr, care te vindecă de toate cele. În timp ce zăcea în pat, așteptând să-i treacă durerea de burtă, auzi zgomot de pe afară. Săltându-și ușor capul de pe pernă și privind pe fereastră, le văzu în lumina lunii pe furnici, opintindu-se cu știuletele cel uriaș, acum cenușiu și dezghiocat. Cârtița strigă la ele, curioasă. Hei, hărnicuțelor, ce vreți să faceți cu coceanul ăla? Iar furnicile îi răspunseră în cor. Nu se știe niciodată la ce-i bun. O vedea noi ce-o face cu el.